în coțe. Na. Gata, nu mai poate Tom Ford. Este blocat mental. Deci după ce că jocul nu-i merge, ratează și lasă lui Murphy. Norocul îi face cu ambii ochi și surâde cu gura până la urechi. După ce că ratează, are și parte de lovituri norocoase. Belarus. Ajunge mai ușor, sau a ajuns mai ușor la... Bila roșie următoare. Bila Maro îl cam deranjează în... 32. Așezarea pe lovitură o va repoziționa, pentru că așa a ales să joace. Dar nu-i place unghiul. Va ataca bila verde. Analiza bila verde. Intră în pachet. Da, și ce noroc. Ce noroc. Are o continuare. Atât, de atât avea nevoie. De o continuare. Poziție bună la bila neagră. Nu știu dacă va intra în pachet. Mai are două bile roșii pe care să continue break-ul. Intensitate medie, nu. A lovit puternic, din păcate a intrat în carambol cu prima bilă, care era ușor depărtată din pachet, dar are continuare. Pe o lovitură de semidistanță, dar există continuarea. Și gata, revine în control. Fifty-seven.
59 cu 67. Bila roșie este bila de meci pe care Sean Murphy o reușește. 5-1 așadar, mai repede pare se decât meciul de la masa alăturată care a început înaintea sau au început în același timp, s-a derulat mai rapid în prima repriză, în timp ce a doua repriză de la această masă a fost într-adevăr una extrem de scurtă. 4-1, 5-1 și Sean Murphy este primul sfert finalist al ediției 2012 a Open-ului Australiei. E bine, da. Se fi folosit oare finala de 6 roșii? Finala campionatului mondial de 6 roșii disputat la sfârșitul săptămânii trecute și pierdută în fața lui Mark Davis. Pare în formă. Pare în formă, ratează această lovitură, dar nu mai contează, nu este break de peste 100 de puncte. Sean câștigă meciul categoric 5-1 și, cum spuneam, devine primul jucător din sferturile de finală ale campionatului, ale Open-ului Australiei. Dragi prieteni, acestea sunt datele statistice. Cu un procentaj de buzunar de 90%, nu ai cum să nu câștigi meciul. Interesant că Tom Ford a avut un procentaj de 91%. Dar toate aceste date devin istorie, așa cum devine aceasta a treia zi de competiție a Open-ului Australiei. Marcel Cuțeava, mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare atât de programele noastre.